baza diferențelor care există între creierul bărbatului și creierul femeii, se ajunge la o sumedenie de neînțelegeri, conflicte, cel puțin în prima parte a tinereții. Până când ne prindem și înțelegem că discutăm de specii diferite, bărbatul și femeia. Și atunci m-am gândit că ar fi interesant dacă am putea să trecem în revistă anumite diferențe care există între bărbați și femeie și să încercăm cumva să ajungem la un punct de echilibru sau o punte comunicațională. Se știe, sau cel puțin părerea este destul de răspândită, cum că femeile sunt mai emoționale, bărbații sunt mai mentali. Păi aceste două idei am să și construiesc exemplele care urmează, pentru că, deși aceste două idei sunt, să spunem, simple, ele nu reușesc totuși să înglobeze complexitatea psihologiei care există în cuplu, în general. O să încep printr-o diferență majoră care există între bărbați și femeie la nivelul creierului. La nivelul creierului, volumul creierului bărbatului este ceva mai mare decât cel al femeii, însă este important să știm că mărimea nu dă și inteligența. Că, în acest sens, o balenă ar putea să fie un mare cercetător științific, având în vedere care creierul cât o mașină. Dar nu este cazul acesta. Un creier mai mare, în general, comandă o masă musculară mai mare. Și atunci, de aici există proporția. O diferență majoră care există constă în puntea de legătură. Corpus callosum, în general, este cu circa 30-100% mai voluminos la femei. Ceea ce înseamnă că transferul de informații între emisfera stângă și emisfera dreaptă este mai intens, este mai mult decât la bărbați, în definitiv. Și această folosire a emisferei stângi și a emisferei drepte duce la o consecință interesantă de creier de tip multitasking. Bărbatul, în general, folosește cu precădere partea stângă, emisfera stângă, ceea ce îl face să fie mai analitic, mai rațional, este capabil să-și controleze sentimentele mai bine. Iar, ca urmare firească, am reușit să avem o lume cuantificabilă. Avem mașini, dispozitive, teorii, așa mai departe. În general, făcute cu ajutorul emisferei stângi. Partea de multitasking este deosebit de interesantă, pentru că este deja un clișeu faptul că femeia, când încearcă să facă o activitate în bucătărie, reușește să facă mâncare aici, să-și verifice e-mail-ul în partea asta, să vorbească la telefon cu o prietenă, să vadă dacă plouă și eventual să-i spună și soțului ce să cumpere pentru cină. În cazul bărbatului, lucrurile stau total diferit. El tinde să aibă creierul un pic compartimentat, are încăperi. Și o încăpere specială, care nouă bărbaților ne place să o vizităm des, este o încăpere goală, vidată, în care nu e nimic. Și de obicei folosim această încăpere când vrem să ne destresăm. La sfârșitul zilei ajungem acasă și ne punem în fața televizorului și schimbăm. Nu ne interesează să vedem ce este la televizor, ne interesează să vedem ce mai este la televizor. Adică să facem așa o trecere, ca să ne relaxăm un pic. Același lucru e valabil cu pescuitul sau cu alte activități. Această compartimentare are și, să spunem, un dezavantaj. În sensul că bărbatul, în general, poate să facă un singur lucru foarte bine. Femeia poate să facă mai multe lucruri deodată. Și este interesant că singurul exemplu de bărbat care știa să facă mai multe lucruri deodată este Napoleon. Dar femeile n-au o problemă în a găsi exemple de alte persoane care știu să facă o sumedenie de lucruri. Pentru că ele au pe mama, pe sora, pe bunica, pe mătușa. În general, orice altă femeie știe să facă și 1000 de lucruri deodată și să descurcă cu el. Bun. Această capacitate a bărbatului de a se face un singur lucru deodată
trage cu sine și deși are un simț spațial ceva mai dezvoltat din origine noastre animale când vânam cerb și așa mai departe, câmpul lui vizual în general e ca un tunel. Acest lucru nu se întâmplă și la femeie care are și o privire periferică. Iar anumite femei văd foarte bine se vadă la 180 de grade așa și când ele reușesc să devină soacre, au ochii la spate. Și atunci lucrul ăsta e deosebit de interesant că niciodată, din câte știu eu, n-a fost consemnat un caz de o femeie care se întoarce capul după un bărbat. Pentru că tu ai impresia că se uită la tipul ăsta de aici, de aia se uită la tipul din partea cealaltă și... Dacă te uiți la tipul ăsta, nu, ce e sinceră, că nu s-a uitat la asta, s-a uitat la ceva din partea aia și atunci e normal că nu e. La bărbați e diferit, adică te afli la o cină cu soția și sunt mai multe cupluri și soției îi ia 10 minute să-și dea seama din 50 de cupluri care e legătura între fiecare, ce face unul, ce face celălalt și așa mai departe. Și la un moment dat îi spun, dragă, vezi cuplul ăla care este la intrare? Uite ce cravată are bărbatul. Unde? Nu te mai întoarce, uite-te și tu mai... Dar nu, noi nu putem să vedem. Dacă noi vedem așa, nu putem, nu facem din rea intenție. Adică nu putem să facem așa și să avem impresia că vedem, că nu vedem. E ca și la, cum ar fi avea ochelari de cap. Simțul nostru spațial însă are un avantaj. Și sper să nu se supere doamnele pe mine, noi știm să parcăm mașini. Și a fost, e deosebit de amuzant exemplul ăsta, că am găsit la un moment dat cazul unor femei care n-aveau nicio problemă să se dea jos și să cheme un bărbat, tu, vino să mă ajuți un pic, mă să parchez eu mașina între lucrurile astea stupide. Da, nu știu ce. Și ceea ce este amuzant este că ele numesc outsourcing. Această... Deci outsourcing a ajuns să fie și la bazele existenței noastre, nu doar așa mai conceptual și mai abstract. Există o anumită diferență între limbaj. Cum folosește bărbatul limbajul, cum folosește femeia limbajul. Se știe evident că femeia vorbește mult, de 3, 4, 5 ori, în funcție de abilități, mai mult decât bărbatul. Lucrul ăsta nu e rău, însă e... un pretext foarte bun ca bărbații noi de noi să râdem. Uite cât de mult vorbește femeia. Eu nu aș putea să vorbim și așa de mult. Mă consum după ce vorbesc 10 minute. Dar ideea este că noi, bărbații, folosim limbajul ca să transmitem informații, date. Eventual, dacă avem o problemă, îl sunăm pe prietenul nostru, Vasile. Vasile, am problema aia, nu știu ce, cum se rezolvă? Așa, așa, ok, mersi, salut. Femeile, în schimb, transmit emoții. Transmit apreciere față de cineva. Dacă femeia vorbește cu un bărbat, înseamnă că îl iubește, adică are un interes, are mai ales în cuplu. Dacă nu vorbește cu tine, e supărată. Și, în general, cea mai mare amenințare pe care o are femeia față de bărbat este nu o să vorbești cu tine niciodată. Și bărbatul, care pe acel niște, nu știe, e așa foarte interesant că i-ar plăcea să nu vorbească niciodată, mai ales după ce ajunge acasă și e foarte obosit și nu mai vrea să mă audă de nimic. Își termină cele 10.000 de cuvinte pe care le vorbește în mod normal, dar femeia dacă vorbește 40.000 de cuvinte și în ziua respectivă a vorbit doar 20.000 sau 30.000, ce să mai facă? Trebuie să mai aibă un prilej de manifestare. Și, în general, se fac niște tertipuri. Adică, limbajul este folosit de femeie pe... Era un studiu la un moment dat că femeia poate să vorbească pe 5 tonuri diferite, între care bărbații percep 3. Și asta e foarte interesant că vorbești, începe femeia să discute cu o altă femeie pe un ton, după care schimbă tonul, femeia care vorbea înțelege că a schimbat tonul, e alt subiect, bărbatul care privește tot așa ca printr-un film, nu înțelege, păi ce legătură are informația aia cu cealaltă, când aia altă nu avea nicio treabă. Și după ce se întâmplă chestia asta, ați văzut că bărbații, dacă fac un singur lucru, ei când discută între ei, știți cum discută? Pe rând. Vorbește unul, celălalt ascultă. Tace ăsta, vorbește celălalt. Femeile, în general, vorbesc cu ele, între ele simultan. Și de obicei și pe subiecte diferite și reușesc în timp ce vorbesc să-și dea seama și cu ce e îmbrăcată toată lumea din sală și așa mai departe. Și aduc aminte și de lucrul ăsta un pic mai târziu.
este chiar un proces care e caplat destul de bine în creierul femeii, și anume acela de a lua o circumstanță în care adaugi un pic de emoție și o ții minte ca în toată viața. Bărbatul, cum el nu prea... Vorbesc de majoritate, deci există cazuri excepționale și într-o direcție și în cealaltă. Bărbatul, în general, cum nu-l interesează foarte mult aceste aspecte, nici nu... cum adică, să iau eu emoție de aici, păi, dar până iau emoția de aici și o pun în circunstanța asta și măcar circunstanța asta de a fi semnificativă, adică să înțeleg eu că Gigel a avut nu știu ce costum de culoare. Ce mă interesează pe mine chestia asta? Nu are nicio treabă cu ce mă interesează pe mine. Și atunci, e clar că există o să o numesc completare între partea rațională a bărbatului și partea emoțională a femeii. Dar ceea ce este cel mai interesant este când apare circunstanțe de genul... Și aș dori să vă rog să ridicați mâna dacă în sală vi s-a întâmplat ceva de genul ăsta. Vine iubita către iubit și spune: dragă, cu care rochie e să mă îmbrac? Cu cea din stânga sau cu cea din dreapta? Este cineva care a avut... doar tu? Okay. Sau, bine, dacă n-a fost rochie, a fost pantofi sau a fost bijuteria nu știu care sau... Bun. Acum, este important să înțelegem că s-a folosit limbajul, dar palierele pe care se comunică sunt diferite. Și anume, comunicarea femeii este la nivel emoțional. El pe nu interesează părerea bărbatului să știe dacă aia din stânga sau aia din dreapta, pentru că înainte să formuleze această întrebare, deja a luat decizia. Și atunci de ce mai întreabă? Păi întreabă pentru că ar veni un semnal să se aprindă beculețele și să spui: dragă, tu arăți minunat și în stânga și în cealaltă. Oh, vai, mulțumesc! Și trece mai departe. Dar dacă se întâmplă să zici: cred că A sau B. Deci ea mi-a transmis mesajul: rochia A sau rochia B. Hai să mă gândesc. Rochia A. Dacă alegi rochia A, și dacă alegi rochia B, e același lucru. Replica următoare, replica ce urmează este: dar B ce are? Dar ție nu ți-a plăcut B din prima. Dar atunci ce mi-ai zis că pot să o iau dacă nu ți-a plăcut? Și ajungem în altă parte, pentru că mesajul a fost transmis într-un fel și n-a fost înțeles. Atunci, diversi oameni reacționează în diverse moduri când se simt neînțeleși. În general, reiterându-se această întâlnire genială între domnul repară tot și doamna sfaturi extraordinare, mai devreme sau mai târziu apar scântei. Pentru că, cum ar fi, bărbatul când discută, el rezolvă probleme. Și cum ar fi la sfârșitul zilei, să spunem că bărbatul ăsta acasă primul, vine iubita lui și dintr-un moment inspirat sau mai puțin inspirat, în funcție de bărbat: dragă, cum a fost ziua ta? Și cum orice bărbat știe că o să urmeze... Abia așteptam să mă întâlnesc pe chestia asta. M-am întâlnit cu prietena mea, Veronica, ce și-a uitat umbrela acasă și a fost plouată și a dat seama că Maria, care era lângă ea, nu mai avea abonament la metrou și... Stai un pic. Deci prietena ta, Veronica, și-a uitat umbrela. Știu. Zi, mâine, prima oră, sună și spune: Veronica, să ții minte să ții umbrela, ca să nu mai răcești. Ok. Am rezolvat problema asta, am bifat, okay, logout în continuare. După care, urmarea firească este, după ce a fost întreruptă, femeia zice: ok, m-a întrerupt. De ce m-a întrerupt? Hai să continui. Și în timp ce Maria se duceau copiii la școală, ce s-a întâmplat este că în timp ce mergea, uitându-se în dreapta, mama ta a plecat și a rupt tocurile. Ok, și a rupt tocurile. Bărbatul stă, se gândește și cam asta pare complicat, pentru că femeia nu cere să fie rezolvat. Cere o soluție pentru... La fel cum bărbatul, atunci când are o problemă, nu vrea să vorbească despre problema lui, se duce în acea încăpere goală. Mâine o să pot să îmi rezolv problemele.
Dar, dragă, dacă ai face chestia asta și vin sfaturi, și vin sfaturi, și vin sfaturi, și bărbatul nu cere sfaturi dacă nu are nevoie să rezolve problema. Într-adevăr, aici apar anumite conflicte. Bun. Ceea ce este mult mai important decât acest amuzament, care la început e tragicomic, tu ești personajul principal, nu mai e piesa de teatru în exterior. Important este să înțelegem diferențele care există între bărbați și femeie și treptat să încercăm ca diferențele astea să le reducem ca să poată să existe o punte comunicațională. Pentru că cu cât ne dăm seama mai repede că noi putem să ne îmbunătățim ceva din caracterul nostru, cu atât relațiile noastre vor avea de câștigat, prestigiul nostru să fie sublim. Dar nu putem să cerem celuilalt ca el să se schimbe, pentru că asta e decizia lui și e oarecum invaziv, dacă procedăm așa. În final, doresc să închei cu refrenul unei piese foarte cunoscute, care, adaptată, ar suna ceva de genul: trăim într-o lume a bărbaților care nu ar fi nimic fără prezența femeilor. Mulțumesc!